Salutare! Bine ați revenit pe canalul meu, Pasiune și Savoare! Și de data aceasta vă întâmpin cu o prăjitură de zile mari, elegantă, fină, cu o combinație irezistibilă de creme aerate și foarte echilibrate ca gust. Haideți să vedeți cât de simplu se poate pregăti. Începem cu blatul negru, pentru care avem nevoie de aceste ingrediente, și o tavă de 18 pe 28 cm. Într-o crăticeară voi pune zahărul, praful de cacao, bicarbonatul de sodiu. Pregătesc apa fierbinte. Deci amestec cu un tel. Apa o voi pune puțin câte puțin, până voi obține această compoziție omogenă. Pun pe foc mic până dă în clocot, da? Când a dat în clocot, luăm cratița de pe foc și las în repaus cam 5-10 minute, amestecând din când în când. După timpul scurs, voi adăuga uleiul, amestec cu telul, puteți folosi și un mixer dacă vă este mai ușor. Încorporez făina, toată deodată, praful de sare și mai amestecăm puțin. După care adăugăm ouăle și gălbenușurile. Deci, după cum am zis, dacă doriți, puteți folosi un mixer, dacă vă este mai ușor. La final, adaug iaurtul folosesc un iaurt grecesc, natural și esența de rom. Foarte simplu până aici, da? Bun, după ce am amestecat foarte bine, compoziția blatului este gata de a fi transferată în tava tapetată cu hârtie de copt. Nivelez foarte bine și introduc tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 30 de minute. Cam așa arată blatul nostru copt. După ce se răcește, voi tăia puțin suprafața acestuia, folosind un cuțit cu lama zimțată. Da? Foarte simplu. Am introdus platul în tava în care l-am copt, înconjurată de folie de acetat. Trecem mai departe. Musul de ciocolată neagră. Se pregătește atât de simplu și este foarte, foarte bun la gust. Hidratez gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus cam 10 minute. Frișca lichidă pe care o folosesc are 30% grăsime, neîndulcită. Voi pune 200 de ml într-o crăticioară împreună cu ciocolata neagră. Ritter Sport folosesc de data aceasta 50% cacao. O rup în bucățele și o dau peste frișcă, împreună cu zahărul pudră. Voi pune această clăticioară pe foc mic și voi amesteca în continuu până se va topi ciocolata. Atenție să nu dea în clocot frișca. Cam așa arată. O transfer într-un bol și voi amesteca din când în când. Voi lăsa să se mai răcorească cam 5 minute. Apoi voi adăuga gelatina care a fost topită în cuptorul cu microunde cam 6-7 secunde, să nu dea gelatina în clocot și amestec în compoziția caldă. La final, integrez și frișca rece, da? deci cealaltă parte care a rămas 200 de ml, am mixat-o separat și -o amestec în ciocolată. Am obținut un mus grozav de bun. Îl voi turna pe suprafața blatului negru, după care introduc tava în congelator pentru 20 de minute. Sau până când este gata următorul mus. Acela cu iaurt, cremă Philadelphia, frișcă, mmm o bunătate răcoroasă. Hidratez gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus cam 10 minute. Iaurtul grecesc, natural, pe care îl folosesc, da, îl voi pune într-un bol. Este la temperatura camerei, împreună cu crema Philadelphia. Voi introduce cam 10 secunde în cuptorul cu microunde această cremă, pentru că este mai ușor pentru gelatină când o vom integra. Da? Deci nu trebuie să fie rece absolut deloc. Am topit gelatina în cuptorul cu microunde de 10 secunde și o amestec în compoziția călduță. Urmând să pun și frișca lichidă, care a fost puțin mixată anterior, împreună cu zahărul pudră. Amestec, adaug esența de vanilie și mai omogenizez de câteva ori. Acesta este musul nostru, mm, atât de bun. Îl vom pune pe suprafața musului de ciocolată neagră, deja ferm. Ca decor folosesc biscuiți oreo, măcinați puțin, da? Este opțional. Și las prăjitura în frigider peste noapte. A doua zi am tăiat extremitățile prăjiturii, iar acum o voi tăia în bucăți potrivite. Nu uitați ca lama cuțitului să fie ținută în apă fierbinte câteva secunde. O ștergeți, apoi tăiați cu mare încredere fiecare bucățică în parte, obținând aceste laturi curate. Ei, dragilor, prăjitura noastră este gata de savurat, gata de a ne delecta simțurile. Vă pot spune că acest desert va cuceri atât prin eleganță, finețe, cremozitate, dar mai ales prin gustul său irezistibil, perfect echilibrat. Eu o realizez destul de des, fiind un desert foarte apreciat și solicitat în sărbătorile importante de peste an. Bineînțeles, creează dependență și este cu ușurință ținută minte. Iar acum la final, nu uitați să vă abonați pe acest canal pentru a putea fi alături de mine de fiecare dată când voi lansa o nouă rețetă, o nouă provocare, o nouă inspirație dar pentru voi. Marca unică pasiune și savare. Pe data viitoare și numai bine vă doresc! Pa, pa!